Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Suflet de Rapidist cu un invitat de excepție, omul fără de care Rapidul Modern, alături de George Copos, n-ar fi însemnat ceea ce a însemnat, n-ar fi devenit o echipă respectată în România, n-ar fi simțit gustul performanței, nu ar fi fost infrastructura care a fost, dar o să trec repede peste prezentare, pentru că avem foarte multe de discutat cu un invitat de top. Mulțumim și sponsorilor Superbet, sponsor principal, sponsorul premium Aqua Carpatica, domnul Mircea Lucescu, unul dintre titorii Rapidului Modern și cel mai mare antrenori ai României, alături de oameni cu care a scris istorie. Și nu sunt cuvinte mari. Nea Mircea, vă mulțumesc din suflet, din suflet de rapidist, că ați acceptat să veniți. Așa cum sunteți obișnuiți, Lucian Ionescu, colaboratorul nostru. Bună de ziua. Zi cu zi. Bun venit, domnul Lucescu. Am spus tuturor de-a lungul vieții că dumneavoastră rămâneți un reper în cariera mea, având în vedere că în 1998, nu știu dacă dumneavoastră vă mai amintiți, m-ați prins la Crown Plaza, eram ziarist, m-ați prins la o conferință de presă, m-ați luat două brazi și mi-ați spus: copile, tu de mâine trebuie să lucrezi la Rapid. Tocmai venisem din acel turneu în Ardeal, de care povesteați și dumneavoastră mai devreme. M-ați întrebat unde lucrez, am spus că la ziar, mi-a zis să-mi dau demisia, mi-am dat demisia înainte să ies pe ușa de la Crown Plaza și întremurau picioarele a doua zi când domnul Anghelache mi-a semnat legitimația de a deveni oficial al Rapidului dincolo de suport. Era o perioadă în care încercam să aduc lângă Rapid oameni noi, suporteri echipei, dar în același timp cu foarte mult entuziasm și cu pricepere. De aceea, pe semne că nu mi-aduc aminte exact cum a fost atunci, dar știu că din momentul acela ai lucrat Rapid între noi și ai făcut tot ce a fost posibil ca imaginea Rapidului să se schimbe, să devină o imagine modernă, apropiată sau cel puțin egală cu performanțele pe care început să le facă Rapid în acea perioadă. Eu încep să-mi aduc aminte cum am, că voi îmi spuneți cu Rapid, da, Rapid. Eu am două echipe în România la care, Dinamo și Rapid. Rapid a venit în cariera mea într-o perioadă în care mă întorsesem din Italia, datorită lui George Copos, vă spun că a fost de câteva ori în Italia, la Brescia, să mă comic. E adevărat că venise, că George nu face un singur lucru, venise să pună la punct hotelul Crown Plaza, cumpăra de acolo, cumpăra tot ce avea nevoie pentru. Eu mă duceam cu el să-l ajut în zona, că era în zona Bresciei, la Sassuolo, și seara rămânând permanent sub presiune să mă întorc acasă. A fost ca picătura chinezească, da, Mircea, v-a bătut mult la cap până ați acceptat? Da, destul de mult. Până la urmă am semnat cu el, venind acasă în vacanță, am semnat cu el la Vox Maris, în zona Piaței Victoria. Da, 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 la Piața Victoriei, la parter. Pe un șervețel. Se putea mânca la prânz atunci. Da. Nu la Nai ne-am dus, dar se putea mânca la prânz atunci. Era Nicușor Năstase acolo. Și acolo tot bea și până la, nu știu, din toate astea mi-a pus un șervețel pe masă și să-l semnez așa, adică să mă angajez în toate astea. A luat agresie și v-a luat și prima dată. Asta a fost prima oară. Prima oară. A doua oară a venit după mine, cum a văzut că lucrurile la Inter nu mergeau așa cum trebuia, sau că îmi dădusem demisia. Atunci, da, după ce a apărut imediat acolo. V-ați trezit cu dânsul acolo, nu? Da, și eu stăteam în zona San Babila, în zona centrală. Era casa unei actrițe care dădea cu chirie, cum se face și la noi. Nu? Și a venit acolo și pe mine nu mă convinsese, dar pe urmă a început o presiune asupra lui Neli. Și până la urmă Neli a promis că dacă mă întorc acasă, mă întorc la Rapid. Perioada aia Dinamo era foarte bună, avea rezultate. Avea și jucători, iar Rapidul era în situația să retrogradeze. Și am venit, mi-aduc aminte că m-am dus să văd Rapidul în Polonia, jucam în Cupa Intertoto. În Intertoto, da. Da, da. Și atunci m-am văzut cum eram. În sfârșit, am văzut ultimele două meciuri de campionat, eu eram liber atunci de contract.
Și atunci am preluat echipa. Mi se pare că atunci imediat am mers cu ea la câmpul moldovenesc. Am în făcut cantonament. Același pas pe care îl făcusem cu echipa națională. În cantonament unde de fiecare dată spun nu căutam lux, nu căutam ca ei să aibă niște condiții extraordinare, dar căutam ca ei să aibă satisfacția reușitei în antrenamente, în jocuri de amicale, în tot ceea ce făceam. Și uite așa a început ascensiunea Rapidului. Bine, m-a ajutat, pot să spun, și un alt suflet de rapidist ca și voi, Grigore Sichitiu, care avea un loc extraordinar la jucători. El... E adevărat, mi-am zicea că avea ochi de scouter, că da, se pricepea, avea îi vedea. Ochi de scouter. El a adus pe Marinescu, Lucian, și, care și a avut o evoluție foarte bună, parcurs un an, dar pe urmă a și plecat în Spania. Plecat, după da. El a fost cel care a marcat golul ăla extraordinar, neacordat la Craiova, când puteam să câștigăm campionatul. Era, nu știu ce, arbitru de atunci, se vedea. Eu zic că și din lună se vedea că mingea a intrat în poartă. Nu cred acum. Da, a fost o conspirație atunci împotriva A fost o mare conspirație. Da, haide să trecem. Deci încerc să vă spun cum am ajuns la Rapid. Da. Deci am fost atunci în Polonia, până am venit și am văzut ultimele meciuri de campionat, s-a salvat Rapid și până am început noi pregătire. Că am zis nu încep decât pregătire. Din păcate pentru noi atunci a fost că am fost eliminați de către Lyon. Un meci cu cupa național, că nu... Olympic Lyon, nu știu unde aia. Cred că pe Cotroceni, nu? Cotroceni, sigur că stăteam lângă dumneavoastră. Vă spus că vă place de Zenobunde. Da. Da, și pe urmă, da, și începusem deja să încerc să schimb ceva din componența Rapidului din perioada aceea, pentru că erau jucători deja blazați. Eu aveam nevoie de jucători plini de entuziasm, doritori pe performanță. Pentru că de multe ori mă întreabă lumea, care e diferența dintre acea perioadă și acum? Atunci, în perioada asta, nu... Jucătorii nu pot să spun că erau atrași de câștigul material. Mai mult erau atrași de posibilitatea de a-și face o profesie. După. Deci, de aceea se înghesuiau mult. Aveam 5 cluburi universitare. Da. Sau la echipele militare care după ce terminai rămâneai cu un grad. Îți dădeau un viitor, o siguranță a zilei de mâine. Celelalte aveau, ca tipul Rapidul, aveau probleme. Mulți aveau probleme pentru că în momentul în care terminau cu activitatea nu știau ce să facă. Puțin rămâneau în fotbal, foarte puțin rămâneau în fotbal și ceilalți trebuia să se angajeze undeva unde oricum nu puteau intra în competiție. Nu puteau exact, cu niște specialiști, cu cei care deja aveau. Și atunci ei care erau obișnuiți cu aplauzele, cu aprecierile, cu lumea iubea, tot mai, dintr-o dată se trezeau niște... Oameni normali. Nu numai oameni normali. Rătăciți, practic. Rătăciți, pentru că nu știau ce să facă și nu știau cum să facă. Nu, urmă, sigur că a venit fotbalul profesionist după anii 90, au început să câștige niște bani, cei mai deștepți au știut să investească, să-și facă ceva și atunci lucrurile au fost. De asta spun că acea generație era susținută de entuziasmul extraordinar al jucătorilor de a reuși. Și în primul rând campionat, pe urmă în Europa, pe urmă echipa națională, toate, adică asta era mobilul care trebuia să faci. Acum, după 90, mobilul sunt banii. Mai adică joacă pentru a avea un contract mai bun sau de a pleca la o altă echipă. Acolo, cum să spun, aproape că plângeau jucătorii după 6-7 ani când plăceau de la o echipă. Atât de așași erau. Da. Și până se trezeau. Acum lucrurile s-au văzut, abia așteaptă un an, mai în altă parte. O ofertă mai bună a plecat. E și motivul pentru care fotbalul românesc a căzut mult, pentru că n-au fost oameni care să reușească să creeze grupuri de jucători interiorul echipelor lor, care să ducă mai departe echipa și pe urmă, ei, alții mai pot să schimb, dar 4-5... Să ai un nucleu care să fie al tău. Care să fie acolo și care să sufere pentru lucrul. Da. Asta făceam atunci cu Rapidul, ceea ce am foarte scurt timp de Rapid, o echipă la retrogradare. După 2 ani aveam 7 jucători în echipa națională. 7 jucători. Dacă vă faceți aminte, când am dus Rapidul și am jucat cu Naționala Mexicului. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Rapidul, iarna. Un meci demonstrativ, nu? Nu, era de Mexic, a cerut de echipa națională să joace. De echipa națională, nu vreau să dea ăștia celelalte echipe. Și atunci am zis, bine, prin ligă s-a făcut. Da.
mi-asum această răspundere pe scheletul Rapidului. Am mai luat pe Răzvan de la Sportul. Câțiva jucători din campionatul intern. Nu știu de ce ne-am luat pe la Argeș. Am luat din patru minute și am zburat. Deci București, am trebuit la Halifax, pe urmă, deci în Canada, pe urmă în Sud, nu știu, pe la Dallas sau nu știu pe unde mai, și pe urmă la Montreal am jucat. Am 1-0 pentru noi la pauză, am marcat Damaschin. Am pierdut cu 3-1 final, dar pentru jucătorii ăștia ai Rapidului. Să joci pe echipa națională. M-am dus la... Liga a fost de acord. Mitică de acord. Am spus, domnule, sunt jucători tine. Pe mine nu mă interesează rezultatul. Mă interesează că ei să simtă că pot să ajungă la nivelul ăsta, că pot să joace la nivelul ăsta, nu că se uită ca la o himeră. Da. I-am dus sau... Ne-am întors pe urmă, imediat ne-am dus, am jucat și ne-am întors. Au mai fost niște critici pe aici. Unde am greșit eu într-un fel a fost că am jucat cu echipamentul echipei naționale. Da. Am dus la ăsta, la cine era acolo. Tatăl lui, acum e arbitru, nu, a fost arbitru. E Corpodean? Nu, e observator la UEFA. Tată, nu știu, nu mi-am aduc aminte exact la numele. Și tatălui era șeful magaziei... Deaconu. Șeful magaziei... Gelu Deaconu. De echipament. Imediat mi-a dat. Un om care iubea fotbaliști, totdeauna era foarte disponibil să ne ajute toate. Deci cam asta... Așa, sigur, mai sunt foarte multe alte povești. Dar rezultatul a fost trecut în palmaresul naționalei? Nu l-au trecut. Nu l-au trecut. Nu, că a fost cu... N-am fost sub egida Federației Române Fotbal, aceea ale ligii profesioniste. Ei au luat niște bani, atunci aveau nevoie, și noi, eu m-am dus. Eu totdeauna mi-am asumat astfel de răspundere. Pentru a crește jucătorul și a vedea că poate ajunge la un nivel. Da, și a scăpat de complexe. Noi era problema mare a complexelor. Și înainte de 90, și ce vedeam și cu echipa națională. Păi am luat echipa națională în 81, nu? 81 parcă, da, 81. Toamna, chiar, da? Veneam după o suită de înfrângeri în meciul în deplasare, vreo 19 înfrângeri vându astea. Și era foarte greu. Și m-am jucat din 50 și ceva de meciuri, am jucat vreo 36-37 peste hotare. Jucam oriunde... Ca să scape de complexul ăsta, dar jucam de deplasare. Complex. Același lucru am făcut pe urmă când am preluat din Dinamo. După ce am plecat de la echipa națională, păi m-am dus în Europa. Pregătirea am făcut-o pe două Germania și pe urmă am plecat până în Europa. Am jucat în nordul Italiei, am jucat în Elveția, cum se spune, în Germania, și mi-am dus cu autobuzul. Dădeam jos, mă, la un moment dat din auto, când era distanța mai mare, și începeam, alergam. O desmorțire, o ceva, opreați. Mă, din nou, de asta și până, mâncam, mergeam la trimiteam la alimentare pe acolo, da. La tot supermarketul de astea și cumpărau salam, cumpărau și mâncam. Făceau sandvișuri? Așa, Dinamul, într-un interval. Făcut performanța așa, da, cu sandvișul pe drum. Păi sandvișul pe drum și asta, și în Italia. Steaua a jucat, că era calificată în Champions League, cu campionilor, a jucat cu meciuri mari, cu Verona sau Milan, mi se pare, nu mai știu dacă Fiore. Iar noi jucam cu echipe Divizia C în fiecare zi. Echipele Divizia C, care profesioniste, puneau probleme. Aproape în fiecare zi făceam meciuri de-astea. Dar erau jucători ăștia timp. Lupescu, Mateuți, Răducioiu, toți ăștia alții, Prunea, a venit și Sabău, și jucători 19-20 de ani, 21 de ani. Ceea ce grup tânăr. Așa se crește. Nu poți să-i duci la nivelul ăla fără ceva în spate. Fără ceva în spate. Trebuie să... Adică, și pe urmă, în toate turneele astea, era timp și perioada aia. Nu erau atât de multe meciuri. Noi n-aveam. Și în toată perioada asta erau, cum să spun eu, și la Hunedoara o făceam de asta. Stăteam în autobuz, atât de mult entuziasm aveam și atât de mult îmi doream să reușim, că eu în autobuz nu pierdeam timpul. Uh-huh. Vorbeam cu ei. Din când în când, când băceam distanțe, când îl chemam câte unul în față acolo să mai facă niște genoflexiuni, să nu... Hai, punea să se dezmorțească și... În sfârșit, mi-aduc aminte că la Paris, când am plecat în
în turneul ăla din America de Sud, fiind antrenorul echipei naționale, în turneul ăla din America de Sud, la Paris, București, Paris, de acolo luam avionul pentru meciul cu Argentina, jucam la Rosario, am jucat. Și la Paris, că n-aveam unde să dăm, pe culoarul, am deschis culoarul hotelului, pe culoar, în antrenament. O jumătate de oră, trei sferi de oră, în antrenament. La, când m-am dus în Egipt, Egipt cu o selecționată de asta, că mergeam cu ei, da, și am jucat cu Egipt două meciuri. De ce nu le-am pus în palmarez? Dar, pentru că un codare, numai cu jucători provinciali sau jucători tineri care să crească. Ne-am antrenat, pentru că era o revoluție acolo, ne-am antrenat sus pe hotelul. Pe acoperișul hotelului. Pe acoperișul hotelului. În Salvador tot așa am nimerit, când am fost cu tot așa o selecționată, nu? Revoluție acolo, nu puteam să ieșim din hotel. Când se înțera, îi scoteam la alergare, când era de ziua, pe marginea piscinei. Tot inventam tot felul de lucruri. Exerciții. Ar mai merge azi? Credeți? Nu, n-ar mai merge așa. Dar sunt, poți să găsești alte metode. Important e să improvizezi și să-i simți, să aibă entuziasm. Păi și la Zenit, și la când mă duceam, și la Shakhtar, când mergeam pregătiri, vara, unul din, la fiecare 3-4 zile făceam antrenament în piscină cu ei. Și inventam tot felul de competiții jocuri, de jocuri, turneu de polo. Dar astea le studiați dumneavoastră sau pur și simplu vă veneau pe moment? Mă întreceam cu ei. Da? Îi băteam. Făceam întrecere, să vedem care. Pentru că, până la urmă, și acolo îți dai seama ce capacitate aerobă... De capacitatea de efort, da. Îi băteam pe toți, că făceam... Pe sub apă, nu? Pe sub apă, până și la 70 de ani. Eu nebunite la Zenit când au văzut eu. V-ați băgat și acum și câștigați cu jucătorii? La 70 de ani, bineînțeles. Incredibil. Cât aveam? 65, 66. Da. Pe urmă îi puneam pe marginea. Și vă dați seama ce ambiție un jucător de 20 de ani? Bă, mă bate domnul Lucescu, mă bate antrenorul. Găseam soluții să-i și stimulați, să și distreze. Să educ capacitatea lor competitivă. Ei trebuia să fie permanent competitivi. Asta face parte din educația unui jucător. Dacă nu ajungi să-i determin că în fiecare moment al lor să fie o competiție. Păi, ce e fotbalul până la urmă? Fotbalul ăsta e, în primul rând, de competiție cu tine însă. Cea mai importantă. Cu sacrificii, cu să rezisti tentațiilor. Asta e cea mai importantă. Competiție cu mingea. Competiție cu adversarul, competiție cu coechipierul de asta, competiție, eu știu, competiție când sunt meciuri și toate astea. Campionat. Deci, permanent, asta e lucru care se legă și o competiție. Deci nu doar meciul în sine înseamnă competiție. Nu. Tot modul de viață trebuie să fie. Formarea unui jucător este axată pe celor. Vedeți că ăștia sunt nebuniți, tip Messi sau Ronaldo. Sunt nebuniți să fie numărul unu, să câștige. Asta îi ajută să rămână în leve. Ceilalți care sunt mai relaxați. Dacă Dan Lupu, Danuț Lupu, ar fi avut acest spirit de competițional, a fost unul dintre cei mai mari jucători. Spirit competițional, Lupu a fost foarte bun, a fost foarte talent extraordinar. Mai mare ca inteligent. Eu nu vreau să vorbesc talentat. Cel mai mare rămâne Hagi. Pentru că el avea spiritul ăsta competitiv. El nu, ambiția asta să fie cel mai extra, bun, nu? Cel mai bun, da. Asta, dar talentul de nivelul, asta e de nivelul celor mai mari. Da. Ea a avut permanent. De aceea, cât a fost jucător, a fost extraordinar. La momentul în care devii antrenor, asta poate să fie și o frână. Da, poate fi o frână că îți dorești să fii cel mai bun. Poate să fie frenul, nu el să fie, poate să fie dorindu-ți ca ceilalți să fie cei mai buni. Da. Pentru că la un moment dat compus și ai vrea ca ei să fie exact cum ai fost cu perioada ca jucător. Asta. Ori aici trebuie să ai răbdare. Da. Cum să îi ajut să devină niște oameni competitivi, să știe ce înseamnă competitiv, să știe toate astea, dar trebuie să și știi că asta necesită timp. Jucătorul ăla niciodată nu se ridică la nivelul care ai fost tu ca fotbalist, deci, nu? Eu nu vorbesc de talent, toți sunt talentați când ajung la nivelul. Sunt alte aspecte care determină valoarea unui jucător și extrem de importante și pregătirea și tot. Până la unul, ce să vă spun, că
tot un fotbal. Poți să ameliorezi pregătirea fizică asta. Da. Poți să, în general, de rezistență, da. Nu știu cât, cu 20-25, da. Poți să ameliorezi viteza, dar cu foarte puțin. Și da. Că asta e naturală, nu știu ce. Dar unde poți să păstrezi este mintea. Acolo și 35% crește capacitatea de a fi competitiv. Da. Da. Acolo, da. Și atunci acolo, și de acolo pleacă tot ceea ce înseamnă tactică, organizare de joc, inteligență tactică, foarte multe lucruri. Eu acum înțeleg. Pot să mă ameliorez privirea distributivă, că e extraordinar de important. Să vezi aici, aici și vezi în partea toată, exact. Vezi tot ce se întâmplă. Deci asta poți. Deci astea se antrenează. Astea se antrenează, toate se antrenează. Eu înțeleg. Sunt acum diferite forme. Da. Nu te aștepți ca să fie randamentul imediat. Să faci așa și mâine ăla să-ți dea randament. Dumneavoastră ați avut acel talent de a resuscita jucători, care la un moment, inclusiv Dănuț Lupu, care la un moment dat păreau terminați. Ieșiți într-o... Păi și, da, la minte? La minte le umblați? La minte, și mulți, dar și pe Bălin, și pe Cămătaru, și de mulți. La Hagi, la Brescia, Sergen, nu? Bud, Hagi, Sergen, care Baia, tot așa, da. Un talent incredibil. Ba, pentru că ei n-au nevoie atât de mult de antrenament. Nu atât de mult de antrenament, pentru că starea lor naturală, calitățile lor le permit să fie rapid. Ei mai repede îi aduci la stare de formă decât pe ceilalți. Dar tu ei toată problema mentală. Să-i determin să-și pună în valoare calitățile în favoarea dorinței de a reuși. Asta e extraordinar de important. Dar există un jucător cu care nu v-a reușit? Da, cred că au fost vreo câțiva. Da? Sigur, am insistat până la un anumit moment când am văzut că nu reușesc. Asta e bună. Aștia jucătorii care recuperați pe parcurs. Și au fost, într-adevăr, fost de asemenea. Dar sunt jucătorii tineri care sunt foarte importanti. Eu am o relație extraordinară așa cum cu brazilienii. Cei care ați adus la Shakhtyor? Practic de aia ați făcut și oameni, și milionari, și fotbaliști. Dar sunt singuri care recunosc extraordinar. Da. Sunt recunoscători? Păi, să vă arăt acum ce-mi scrie Adriano, și vă asta e tatăl meu, Jackson. Vă zice tată Adriano? Tată. Da? Serios? Păi, Tyson acum m-a luat în brațe și două minute nu mi-a dat drumul la Răzvan. Și tot așa. Dar și întrebat, a făcut un interviu cu Violeta Colgiu și l-a întrebat de mine. Păi tatăl meu, nu știu. Păi și Răzvan cine? Răzvan e fratele meu. Deci jucători care le-a schimbat viața. Da, am schimbat asta. Dar recunosc, extraordinar sunt. Sunt extraordinari. Unii la noi, și la noi sunt foarte mulți care asta, dar unii consideră că doar ei au făcut lucrul ăsta. Da, fără ajutorul dumneavoastră. Adevărul că ei sunt. Ei au venit cu talentul, cu dorința, dar dumneavoastră l-ați lefuit. I-ați făcut. Cine a vrut, s-a devenit. Mă, și aici, la ultima, la Dinamo Kiev, băieții ăștia care au plecat, Țigancov, la Hirona, la fel, recunoștință, Zabarnic, care l-am luat la 18 ani, 17 ani, jumate, 18 ani și la 20 de ani am transferat în Anglia. Și asta la fel. Pentru club bine. Micolenco, adică știu că dacă nu veneam eu, nu ajungeau acolo. Nu ajungeau, nu pentru că nu... Dar le-ați creat mediul ca să crească, nu? Da, și rezultatele, și mediul, și jocul. Jocul e foarte important. Dacă vrei să crească jucătorul, trebuie să echipa să joace într-un mic fel. Când Ajax era, Ajax mai juca un fotbal extraordinar, până au plecat jucătorii. Dar nu au mai fost la nivelul la care au fost la Ajax, toți împreună. Adică, cum să spun eu, echipa te poate ajuta foarte mult. Te poate ridica. Nu tu, doar tu ca individ. Da. Nu, pe echipa. Echipa este, de aceea, asta e meritul unui antrenor, să reușească să mențină un grup de jucători extrem de focusați pe ceea ce au de făcut. Ne-am zis, dar ați avut, de-a lungul timpului, ați lucrat și ați crescut foarte mulți tineri. După ce ați ajuns la un anumit nivel, aveați acces la informație, dar filozofia asta dumneavoastră a fost începând de la Corvinu Hunedoara,
când n-aveați acces la informații, de unde e cultura asta fotbalistică, adică dorința asta, nu știu, darul ăsta de la Dumnezeu al dumneavoastră, să îi duceți și la un muzeu, să-i creșteți pas cu pas, să îi îndrumați, să în cadrul grupului să-i scoateți. Că n-aveați informații atunci. Eu am provenit dintr-o familie extrem de săracă, am 5 copii. Doar eu am reușit să fac școală. Ați făcut dintre toți dumneavoastră? Nu mai am făcut. Mai aveam sora care era foarte, foarte inteligentă, dar era cea mai mare. Tata și mama erau prin sanatorii. Tata, în sfârșit, după o sechelă după, la Cotul Dunării. La Cotul Donului ne-a fost atunci, când un război. Da, și sora mai mare a fost lângă noi. Și ea n-a mai, când a terminat clasa 7, s-a dus să muncească. Ca să aibă grijă de ceilalți 4 frați. Să eram după ăsta. Dintre ei, și pe mine au vrut să mă dea, tata nu mai, n-a pe acum să mai mă țin, nici mama, la școală. Nu. Și vreau să mă dea la, era fratele mai mare, era la școala asta profesională, Tudor Vladimir. Să fac o meserie. Să fac o meserie, sudor, sau nu știu acum. Da. Și vreau, și eu să mă duc acum, dar am avut noroc că niște profesori au venit la tata acasă și a zis, nu cumva să-l lăsați-l să dea la liceu, lăsați să-i facă liceu. Eram în apărătorii patriei. Pentru că au văzut în mine ambiția, dorința de așa de și atunci. De a învăța, de a reuși. Eu n-am uitat asta și mi-am dat seama că băieții au nevoie de așa ceva. Când eram la Corvinu Hunedoara, la un moment dat, când ultimul an al meu acolo, al 4, al 5, unde m-am stăt foarte bine, aveam cei mai mulți studenți. Erau la în echipă cei mai mulți studenți? Cei mai mulți studenți din țară aveau, erau 11, erau la asta, de sub ingineri. De sub ingineri acolo. Când am dus eu, mă duceam la școală, pe unul dintre ei, la școală cu ei și pe urmă mai așteptam și după școală. Să văd dacă au stat la școală. Culesc sau dacă... Da. Și cu Radul aici, cu Răduceoiu, când l-am dat la 15 ani, 16 ani, l-am luat în echipa. L-ați luat la senior, că el debutează cu Și era la școală și mă duceam și vorbeam cu profesorii, cu dirigintele. Da, eram antrenor. Asta trebuie să ai atunci. Bine, aveam entuziasmul ăla. Da. Nu-mi l-ai potrivit. Da, acum nu mai văd. Dar atunci eram tânăr, eram apropiat de ei, eram ca un frate. Erați mult mai mult decât un antrenor. Da, eram mult mai mult. Eram, n-ați fost doar un antrenor. Pentru că ați lucrat totdeauna și la... nu doar la mentalul jucătorilor, la factorul educațional, la modul de a vedea viața. Chiar voiam să vă întreb... Cum ați reușit dumneavoastră și care a fost secretul de a construi Rapidul modern într-un timp extrem de scurt? Pentru că, așa cum spuneați, când ați venit era un schimb de generații, dar Rapidul era o echipă, să zicem, blazată. Într-un timp scurt ne-am bătut la trofee. Care a fost secretul? Pentru că în momentul când ați venit, exact asta spuneam. N-ați venit doar să antrenați o echipă. Am avut să construiți. Spun sincer că am avut atunci nevoie de 3 jucători. Am adus fără Rednic, Lupu și Sabău, n-aș fi reușit. Nu reușeați fără ei trei? Fără erau pe filozofia dumneavoastră, de-aia ați adus, nu? Asta a fost ca motiv. Să strângă grupul, să faceți pe lângă ei grup. Asta a fost. Și când am luat Dinamo, tot așa, schimb de generații, poate o să mă duc și la Dinamo să discute, pentru că totuși echipa mea. I-ați ajutat, neamicea, dacă mă aduce... Atunci același lucru a fost. Erau toți jucători din provincie. Erau toți jucători... Eu, când m-am dus și la Dinamo și m-am uitat și plecați la echipa națională și am văzut mașinile alea toate înregistrate în alte părți ale București, atunci am început imediat cu echipa de copii. M-am dus la echipa de copii. Era Varga era antrenor acolo. Nu sta de vorbă cu el. Am organizat cu Mircea Petrescu să vină... Trialuri de alea, selecții, nu? Afară de selecție. Să vină echipa de copii a lui Ajax. Și am făcut un turneu la Brașov, în sală, cu copiii. Deci mă ocupam de ei. Tot, erați un manager, practic. Eram la antrenament la ei. Și atunci, cât aveau? Aveau 13 ani, 14 ani. Urmă, când au ajuns la 15-16, imediat pe Lupescu... I-am luat la echipa mare. Și, deci, peste tot m-au preocupat foarte tare ăștia, jucătorii tine. Acum am plecat de la Dinamo Kiev, dar am lăsat o echipă cu total complet nouă. La un moment dat erau 8 sau 9 tineri din Academie.
Păi nu, este echipa cu numărul 1 în lume, ca număr de jucători la Academie. Numărul 1 în lume? În lume. Asta, de, toți promovați de dumneavoastră, nu? Un institutul ăsta de... Statistică. Noi, erau, acum, când am citit, erau 82,9% minute jucate de la începutul campionatului până acum de jucători din Academie. Au plecat 14 jucători și pe alții, ușor, au intrat la multe meciuri. M-am dus vara, iarna, între 10 și 14 jocuri de fac. Antrenamente 14 jocuri. În pauză? În pauză, de fiecare dată. Și vara, dacă vă uitați pe ele, și la Shakhtar am făcut 275 de meciuri amicale. Într-o perioadă de sigur, făceam de așa natură că să nu ajung la accidentări, nici la epuizare, nici la... Cine juca 90 de minute, a doua zi juca doar 30 de minute. Jucau, se schimbau. Da. Îi puneam, uite, mă uit la Răzvan, care a păstrat această filozofie. El la fiecare meci schimbă 6 jucători. Ține un grup extrem de compact. Și dă minute la toată lumea, ține și de odihnă și de competiție. Atunci asta creează, până la urmă, un grup puternic. Da, cu Rapidul, sigur că am exagerat puțin în final dorința mea de a-i scoate la suprafață. Ați forțat un pic lucrurile, ne-am mergea? Pentru că finala aia cu Steaua în cupă, cine a ratat penaltul? Pancu și Bundea. Care dansau la pauză. Și da, care de la acolo. Da. Și... Dar v-a părut rău atunci că i-a schimbat pe Ganea și pe Barbu? Mi-a părut rău. Da. Mi-a părut rău că era un titlu care îl merita, nu? Bine, atunci am avut și un arbitraj la francez Olanda. Dacă ți-aduce aminte. Ăsta îl vreau să-l văd și meciul ăsta. Da, vi le dau. Și meciul ăla de Supercupă aș vrea să-l văd. Îmi spuneți ce meciul și vi le dau. Și nu, inclusiv... aș vrea să-l văd acum când am timp să mă uit și mi-aduc. Pentru că până la un moment dat trăim și din nostalgia. Din amintiri. Momentele frumoase de... Că până la urmă, știi cum e în fotbal? Ceea ce rămâne sunt momentele frumoase. Da. Sunt momentele frumoase. Indiferent dacă dau de unde un zdrobă. E un domn pe ăla care vă tot ciupește pe la Reșița, care spunea că vă bate și în sufragerie la copul și abia ați dat 5. Nu mai știu cum îl cheamă de acolo. Dar chiar de unde are domnul Ioan Zdrobi și are simpatia asta așa pentru dumneavoastră? Că de fiecare dată zice ceva de dumneavoastră. Când era la Reșița când era antrenor și noi eram în ascensiune și cam foarte bine. Și Reșița avea... rezultate bune. Să minte cum ne-am dus acolo. Domnul Copos a venit cu un elicopter. Cu elicopterul și a aterizat în spate. Da. Am câștigat cu 5. A făcut un meci extraordinar Pancu și Lupu. Ce meciuri au făcut ăștia. După meci ne-am dus acolo, mi se pare. Și asta a venit la mine că i-am cumpărat jucători. Cea mai mare tâmpenie, cea mai mare prostie a unui antrenor să-și acuze jucătorii. Proprii jucători. De necinste. Indiferent ce sunt. Sigur, dacă îl prinzi, dar așa să dai vina pe jucători că ți-a pierdut. E urât. Noi am jucat pe ei jucau în linie și o ieșeau la offside. Și pleca din linia a doua. Și Lupul mai așa repune. Până și-am mai enervat și am luat șapca și am băgat-o pe ochi. I-am tras șapca pe ochi și zis, tu continui să mă rog, continui să trăiesc. Și gata, am plecat. Așa că nicio problemă. De la șapca aia, probabil că tot în țeapă până. Da. Dacă v-am zis... Dar tot cheamă. Cei care îl cheamă tot... Păi ca să zică de dumneavoastră câte ceva. Da. Dar zice că... Să mai cheamă și singur. Așa te arată la căruță era. Zicea că era la Galați. Ce da la Galați? Nu era nimeni. Dar țineți minte că a declarat în ziar că îl bat pe Lucescu și în sufragerie la Copos. Și atunci le-am dat 5. Încearcă, da. Unii încearcă în felul ăsta, prin vorbe să iasă în față. Robert, tu poate nu-ți amintești meciul. Asta apropo de Lupu, în minutul 88, atenție, minutul 88, când teoretic jucătorii erau epuizați. A luat mingea Lupu din terenul nostru. A driblat tot pe partea stângă, a dat-o în fața porții unde a venit și a băgat latul, nu mai știu cine, pentru golul 5. Uh-huh. În minutul 88, care să zice că era supra-banderat. Echipa jucă extraordinară. Da. Adică a meritat în perioada aia, a meritat totul. De aceea și imediat jucătorii au ajuns la echipa națională, au jucat mult jucători erau. Ați fost pe vremea comunismului la Dinamo, ați fost atât de puternic, cum să spune, că toți zic, domne, Lucescu controla tot, Lucescu punea toate detaliile la punct, Lucescu știa tot ce se întâmplă în țară și n-aveați informație. De unde le controlați pe toate? De unde știați toate lucrurile? Am povestit odată, eram la Hunedoara,
Da. Și eram jucător încă, jucător, nu eram. Mă duceam la antrenamentele copiilor, mai jucam cu ei tenis, mai duceam, că n-aveam ce să fac. Ca jucător activ, erați încă jucător activ. Nu. Și începuse, era mare să devină o echipă cu Mateanu. Și surprindea pe toți, îi bătea pe toți, pentru că el a plecat, el a jucat în Germania, a plecat de la o organizare de joc foarte bună, schematizată, da, automatizată, dar foarte bună, cu fracțiuni de secundă înaintea adversarului și la aceea îi bătea pe toți. Și atunci jucau la Jiu Petroșani, unde au și câștigat, și au făcut antrenament la noi, pe terenul de zgură, înainte da, de asta. Eu eram jucător, m-am dus să-l văd. Și am văzut toate ce făcea, schemele, care traseele. Repeta da, traseele, care... și acum facă. Deci a fost din punctul ăsta de... Ați furat și de la alții antrenori. Nu, că am, da, bineînțeles, de la toți. Și am fost surprins de asta. De ce? Era surprins că făcea ceea ce eu gândeam că trebuie făcut. Făceam la... Când eram jucător cu Dinamo, cu Radu Nunweiler, nimeni nu făcea în țară, noi făceam niște învăluiri, de, îi omoram pe toți. Mă aduc aminte pe Purima, era un jucător Purima, la, da, la, da, da, la, cu, la Arad. Și nu. Deci eu... La astea vreau. Sigur că pe urmă am devenit, iar anul următor am devenit antrenor jucător și am jucat cu ei. Am pregătit jocul împotriva asta, dar era greu la jucători să înțeleagă. Nu începuseră ăștia tineri să-i scot. Că până am început să-i scot Klein, Rednic, Andone, Văietuș, Mateus, Nicșa, da, Petcu, ăștia, pe urmă, când am venit, când eram eu acolo, erau încă ăștia mai... Stocker sau Tonka da, era ăsta Boc, erau făcuse directorul combinatului, făcuse o echipă de jucători aduși din mai toate cu experiență, avea posibilitate cu... numai da, de ăștia. Da, da. Cu ăștia nu puteai. Nu mai aveau foame de rezultate. Da. Și atunci când am devenit eu antrenor, am început imediat să antrenor și jucători să promovez acești jucători. E, primul an când am jucat cu Baia Mare, ne-au bătut 1-0 la noi și al doilea acolo 3-2 greu. Următorul an am câștigat 6-1, iar pe urmă s-a dus la progres, am câștigat 7-0. De ce? Pentru că el nu și-a schimbat astea. Și dacă, a știut să-l blocați. Dacă studiai, îl blocai. Și acolo interceptai și te duceai la gol. Și nici nu se așteptau, nici jucătorii lui să fie blocați de adversari și prindeați descoperiți, practic. Dar el a dat semnalul unui fotbal diferit de ceea ce se juca la noi, bazat numai pe talent și nu știu. Da, deci da, pe organizare. Pe organizare. Joc, care astăzi este fundamentală. Și... Sigur, și asta a fost, după urmă, am început și noi la Corvinu, când am început să lucrăm altfel, cu totul altfel față de toate astea, bazat numai pe principii de joc, care, pe urmă, și mai departe le-am dezvoltat. Deci nu pe... Și eu consider că astăzi fotbalul nu e nicio problemă de sistem, de respectare unor principii de joc. Respect principiile de joc, asta este Guardiola. Respect principiile de joc. Dau un exemplu. La mijlocul terenului, n-ai voie să te întorci cu mingea, pentru că vine ora și te blochează. Da. N-ai voie să pasezi lateral meu, o intercepție. Că te scoate doi oameni scoate din joc. Da. Da. N-ai voie să driblezi static, că vine unul, spune mâna și vine altul. Sunt niște principii, că dacă nu le respecti... Trebuie să respectați. Din astea ies, pot fi alte greșeli, da. Dar sunt 4-5, cum în apărare sunt mult mai multe. Eu am așa vreo... 20 de principii de joc foarte clare care trebuie jucătorul să știe. Iar în atac, foarte important, sincronismele, combinațiile, automatismele, toate foarte în care trebuie să le pregătești. Ceea ce face. Deci, așa a început Hunedoara. Nu întâmplător, pe urmă, în divizia, am căzut anul ăla, pentru că eu am luat prin martie, am luat echipa, am câștigat toate meciurile acasă. Un singur meci am avut cu Mejnul, ne-a brutat Dinulescu, când am avut... vreo 3 bare, am avut Argeș, care era o echipă foarte bună, n-au contat. Dar totuși am pierdut cu 1-0. Și am pierdut, afară nu ne lăsau să câștigăm, că se făcuse o cooperativă, o cooperativă de condusă în general de Ianul. Vasile Ianul, care era la Dinamo, nu? Care, da, el avea altă, să salveze pe Buzău, să salveze... Deci nu erați în grupul, ăla. Erau patru erau de acolo care... Și n-am reușit să luăm un punct. Un punct, dacă noi ne salvam. Dar anul următor am chemat pe Dumitrache, care nu mai jucat de un an de zile, pe Radu Nuvaile, care nu mai jucat de un an de zile, și împreună, eu cu mine acolo în teren,
Și cu ăștia Gabor și toți cu... erau, toți pe ăștia alții puști. Tineri. Și am dus asta, am marcat 90 de goluri. Deci cam 11-0 băteam pe vagonul Arad cu Dumitrescu, 3 era antrenor. Da, m-a și chemat Piștikova și a zis că nu se face așa. Că le-ați dat prea multe? Și a avut dreptate. Da. De atunci am învățat minte, nu, mai mult de 5-0 niciodată. Da, chiar ne-am zis, ca antrenor sau ca jucător. Problema, poți să le zici, bă, gata? Da. Da? Facem, când e 50, băi, umilim, nu le dăm 11. Te ascult, știind jucătorii ce filozofie ai, da, cum ești, te ascult. Da. Ascultă momentul ăla. Și probabil să gândesc că se poate întâmpla și invers la un moment dat. Se poate întâmpla. Bine, astea sunt mai multe. Cu Dinamo la fel, am ajuns la 130 de goluri. Nu băteam anumite echipe tari, care așa a fost atunci. Erau câteva simpatizate cu simpatizantele lui Dinamo și erau câteva numai al ăsta. Păi aia altă, cum era Suceava, cum era la... Cum era Suceava, nu știu, era Simonaj, 8-2, nu știu. Păi ăștia pe Timișoara mereu îi băteam, 6-0. Ăla. Noi aveam primă de la 3-0 în sus. Serios? Da, deci eu până la 3-0 nici nu luau bani, băieți. Nu luau bani. Nu mai trebuie să... Găseam soluții. Să-i motivați. Să-i motivați. Pentru ăștia mici care pătrundeau, ei trebuiau de atunci, de la 15 ani, să, bă, cu spiritul ăsta să joace. Deci nu... Așa, și spuneam cu... Și atunci, în perioada aia, a fost Mateanu, am venit noi și în același timp era Craiova foarte puternică. O echipă foarte puternică, cu jucători de mare experiență. Craiova maxim, câștigase și cupa și campionatul un anul premergător. Echipa de top era când vremea am fost numit și la echipa națională după divizia B, eram, da, în divizia B, nu, când am fost numit. Da. Ați vrut să luați nucleul de acolo, nu? Am luat nucleul de experiență, pentru că o echipă nu poți face fără jucători cu experiență, și nucleul de jucători... Tinerii de la Corvin. Corvinu. Închegat național. Am lăsat Steaua și Dinamo să se bată între ei pentru titlu, pentru că era atunci începuse o rivalitate extraordinară. Din rivalitatea asta a câștigat Dinamo, pentru că 84 a câștigat și cupa și campionatul, după care Steaua și-a luat, niște măsuri extraordinare, transferat niște jucători cu experiență de la Craiova. L-a duce pe Băloni, nu? Prova, le-au dus pe Băloni, și pe asta. Deci și-au făcut și cu jucătorii tineri, exact pe aceeași exact pe strategia dumneavoastră. Da, da. Pentru că eu consider în continuare că cel care conducea în momentul ăla a fost Băloni. Băloni a fost cel mai inteligent jucător. El era capitanul echipei în teren. Eu prin el transmiteam ceea ce aveam de... Și când a fost, când el s-a transferat la Steaua, am fost unul dintre cei care am făcut toate eforturile posibile să-l transfer. Craiova nu l-a vrut. Să-l luați la Dinamo? Sau Craiova să transferă? Dinamo, eram la echipa națională. Da. Când eram la antrenorul echipei naționale, da, că nu-mi convenea să-l aud cum venea la echipa națională și a supărat Târgu Mureș și era pe ultimele locuri. Toți de acolo îi cereau lui să salveze echipa. Nu. Și i-am zis, bine... Bine, face, dar nu mai stai la Craiova, trebuie să pleci de acolo, trebuie să joci la o echipă, dacă vrei să fii în echipa națională la o și, echipă noi, tare, să continuăm, o echipă și noi să continuăm să câștigăm, ne calificați la campionatul mondial, campionatul european. Trebuie să te muți la o echipă care joacă pentru titlu, ca să joci permanent la nivelul ăsta, nu să... Deci dumneavoastră aveți un mare merit, da, că Beloni ajunge la Steaua. Bineînțeles, dacă te uiți la o dată, dai timp, că tu te ocupi, să vezi din acea perioadă revista Steaua. Un interviu al meu de 4 pagini, care la început el cu viteziștii ăștia, da, care erau acolo, dar care terminau pe locul 6-7, a venit el și a pus la punct, din punct de vedere tactic, lucrurile. Dar atât de inteligent era Neamingea. Dovadă că... Și doctor Stoma și în Franța, unde e greu. Eu cu el am fost asta, pentru că în momentul când el a venit la echipa națională, eu eram capitanul echipei naționale, și eu stăteam totdeauna, luam primul jucător, un jucător nou, îl luam cu mine în cameră. Să-l pregăteam. Și pe Iordănescu, la fel. Da? L-am luat pe Iordănescu. Pe urmă a venit pe asta. Pe urmă lui Beleni l-a luat pe Rednic. Cum să spun, jucătorii transmit de la unul la altul anumită filozofie. Da. Antrenorii se mai schimbă, mai ales în momentul ăsta. Da, filozofia dar dacă rămâne. Dar dacă ai un grup de jucători, ăștia duc mai departe. Grupul de jucători care a dus mai departe echipa națională după 84 după asta, a fost cel de jucători ăștia tineri, în care numărul 1 era Hagi. Da. Mai era Lăcătuș, mai era Balint, Răducioiu, mai târziu apare Răducioiu. Adică la început a fost grupul
Craiova și Shakhtar. Pe urmă, am plecat eu imediat în 86, când am stat în 86, după 4-0 cu Austria. Cu Austria, astea, da. Am plecat eu și în următorii 2 ani, la atunci nu avea niciun jucător. Au apărut toți ăștia, Răducioiu, Lupescu, Brunea, Stelea, l-am adus pe Lupu de la Galați, divizia B era, m-a venit Sabău, adică un club de școală, așa se și justifică ascensionalul Dinamo în perioada aia, da. Care a dus în 90, când 90 s-a câștigat, bună. Când Valentinul s-a mai ocupat de echipă, 90 am câștigat și Cupa și Campionatului. Până atunci era foarte greu să faci. Se retrăgeau de pe teren, se întâmpla să mai joace și pe minutul 97, da. Mai ne dea câte 2 jucători afară. Era foarte greu. Era implicarea chiar atât de mare cu povestiți. Dacă vreți, o dată facem o discuție despre asta. Mi-ar face mare plăcere. Deci, problema a fost, după această perioadă, au apărut la Dinamo ăștia jucători și au apărut la Steaua Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, extraordinari jucători. Da. Plus ce aveau ăștia tineri, Lăcătuș, Balin, și ăștia au fost nucleu cu Bălinii lângă ei și cu jucătorii mai în vârstă în spatele lui. Ei au făcut o apărare foarte bună cu Iovan și cu Bumbescu da. Când a plecat Belodedici. Era și Belodedici. Că asta spuneam și am mai spus despre asta, că toți vorbesc de generația de aur. Generația de aur în 82, 83 erau toți, aveau 17-18 ani cu mine la Câmpul Lung Moldovenesc. Când făceau antrenamente, pregătirea. Dar nu știți cu, ați văzut filmul ăla cu băieții în pauza din antrenamente, adică duminica când era liber. Ați văzut la Câmpul Lung filmarea, nu? Au dat pe internet. Nu știu dacă ai, nu cred că. Nu cunoașteți, păi erau toți ăștia, de la Steaua, Belodedici, Balin, Lupescu, era Rednic, Andone, Mateuț, deci, practic, Klein, mai mult decât scheletul echipei care pe urmă ăștia toți au devenit, au crescut și s-au mai adăugat ăștia, alții de la Dinamo, care am spus mai devreme, îi alții de la Steaua și împreună s-a făcut echipa națională extrem de puternică, formată din Dinamo și Steaua în anii 90. Eu aveam în anii 90 10 jucători de la Dinamo în echipa națională, de la Dinamo, plus alți 5 promovați de mine în echipa națională. Și aveați mai mult de Balint, Belodedici, ăștia în 83, când plecam de la Câmpul Lung Moldovenesc, am jucat cu Japonia la Suceava, am jucat cu China la Iași, că jucam cu echipa națională în toată țara, da. Ca să iubească lumea, ei se simtă iubiți. Să-i vadă. Arhipline, să-i vadă, să-i înconjoare cu dragoste, să fie lângă ei, să se simte jucători, nu în altă. Și de acolo am venit la Buzău, i-am scos pe toți, le-am dat drumul la toți Steaua Dinamo să plece la cluburile lor și la Buzău am jucat cu ăștia. Numai cu ăștia 18 ani. 18 ani, cu Hagi, cu Velodedici, cu Mateus, cu cine era, cu Balint. Ca să simtă și ei, să vadă, să simtă, să-i aclame numai lumea. Cu ei, adică le-am dat importanță. După campionatul mondial, că mai văd să dar asta după campionatul european, 84, când am dus și am jucat meciul revanșă cu Portugalia și am bătut în Portugalia în ianuarie, golurile le-am marcat Lăcătuș și cu Hagi. Adică a fost o creștere. Ăștia pe urmă, căpătând și experiență, a devenit acea generație. Din păcate, n-am folosit foarte bine acea perioadă. Că dacă acea perioadă ne concentram puțin pe alți jucători tineri, jucători, echipele de junior, să mai vină ceva din spate, nu? Să vină cineva din spate, chiar dacă era greu de pătruns. Da. Să fii obișnuit cu atmosfera, cu anturajul echipei naționale, nu? Da, nu ne-am ocupat și până mai a venit o cădere, așa, mai apărut Mutu, dar puțin jucători din ăștia. Deci, până la urmă, totul ține de strategie, nu? Ține de strategie foarte mult, sigur, și de ajutor celorlalți, că dacă te înconjori de oameni care înțeleg lucrul ăsta și te ajută, e foarte, foarte important. Ce vreau dar și 85-90, când polii puterii se împărțeau între Steaua și Dinamo, Rapid era o echipă persecutată. Eu vorbesc și din punct de vedere al suporterului. Haideți să vorbim și cu asta, cu Rapidul.
meciul ăla de care tot l-acuză pe Cami cu 4-3. 4-3 ăla, da. 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 El nici nu mai avea nevoie să mai marcheze gol atunci. Da, e adevărat că la meciul ăla, din cauza mișcărilor care puteau fi, astea, și rapidiștii erau cei care v-au, la meciul ăla a venit colonel Bărbulescu, trimis de ministru. Noi nu mai aveam niciodată. Deci, trebuie să câștige, tot face tot să câștige. De fapt, când, după ce am, după, de fapt, după meciul ăla, cred că, dacă a fost ăla, pe Ghencea, 3-3, când a marcat gol, nu l-a dat. Acum l-au dat și au văzut că a fost gol valabil. Da, da, s-a uitat acum la imagine după 30 de ani. Da. Jucătorii noștri au protestat, da. Crăciunescu a făcut semn, au plecat pe contraatac, era doar Andone acolo, da. Și le-a dat penalti. Și le-a dat penalti. Și atunci, de după meciul ăla, n-am mai aveam. Că era disputa directă. Băteai Steaua, erai campion. Steaua ne bătea pe noi, erau campioane. Erau campioane. Mai era finala cupei care trebuia jucată, totdeauna. Adică rivalitatea era extraordinară. Și atunci, pe urmă, am început ăștia să facă presiuni toți să ajute. Așa s-a întâmplat și cu Galați, a fost ajutat, era Dăscălescu personal a intervenit la ministrul nostru să fie ajutat să nu cumva echipele muncitore, și să nu avem probleme cu muncitorii. În toate, era frică de revoltă. Frică de asta cu toate. Și așa a fost, cu Rapidul a fost asta. Și am zis, domnule, bun, nu avem altă soluție, jucați doar la atac. Jucați, lo facem la atac. Atacăm, să fie meci frumos, măcar. Jucați doar la atac, nu mă interesează. Așa a fost meci de voastră. Numai că suporterii Rapidului, care eu apreciez, că ei vor corectitudine. Da. Dar atunci a fost în felul ăsta și a fost era, deci a fost directivă de la partid, practic. Partid, să fie goluri, să dea Cami Să dea Cami. Nu să dea Cami. Dar Cami era acolo. Când toată lumea, toate veneau în careu. Cami, pentru că avea, toți îți spun, acuză. În tur, cu campionatul, a marcat 19 goluri. Pormă n-a avut o perioadă care nu marca și pormă din nou început când noi am început să jucăm doar pe el, doar pe atac, doar pe astea. Nu că ne înțelegeam că să dea gol sau să nu dea gol. Nu, dar fiind atacantul unei echipe care crea 15 ocazii de gol. Da, atâta a prostit, mă. L-am lăsat să bată și penalti, știi, când de obicei nu era. Da. Iar echipa marca multe goluri în toată. Nu era doar cu ei, cu acolo s-a întâmplat. Dar asta s-a întâmplat atunci. Dinamo a trebuit să ajute Rapidul. Se salvase de la retrogradare. Dar încă mai erau... A zis, domnule, să avem probleme, să ni se întâmple. Locul 2 nu se mai putea pierde pentru nimic în lume. Dar asta a fost perioada. În schimb, celelalte meci se jucau la... Pe viață și pe moarte. Pentru că unii aparțineau de Steaua, ajutau Steaua, alții ajutau Dinamo și unii erau pe barbalori. În perioada aia, noi am câștigat la Constanța 7-0. Și Steaua a bătut pe Corvinu fără măștile alții și 11-1. Da. Adică nu pot să-mi spună că există jucători care se dă la o parte pentru asta. 11-1, să te umilească. Rivalitatea era atât de puternică încât se transmitea la jucători. La mine, tu m-ai întrebat de mine. Eu nu aveam pe nimeni. Da. Pentru că nimeni nu mai venea de la conducerea misterului la meciuri. Nu era, era o situație, știți ce aia martie cum s-a întâmplat. Și eu tot, sigur că nu mă ocupam, dar nu aveam nicio treabă cu, aveam treabă cu echipa, să o pregătesc să devină. Când la ei erau toți. Toți în spate, în spatele lor tot timpul. Și federația toată jucau cu, și fără, jucau câte 6-8 cartonașe galbene. Așa erau vremurile, corect. În condițiile astea, tu îmi spui de asta. Eu era devenit adversarul numărul unu atunci, că nu aveau cu de cine să... De acolo nu te puteai lega de conducerea Stelei și Ceaușescu, de toți, Ilie, dar de aia m-au și scos atunci la 4-0 cu Austria. Devenise inamicul numărul unu, practic, le era teamă de ce creaseți și atunci trebuia să găsească să vă blocheze cumva. Da, dovadă că imediat după aceea... În anul ăla, 89-90, am câștigat și cupa și campionatul. Da. Că n-au mai fost influențe. N-au mai fost influențe. Cu toate că influența exista, lasă armata. Vezi, nu știu dacă v-ați uitat în seriile astea,
la generalul Pițu. Da. Ce spun, declară niște lucruri. Da. Deci ei au luat atunci, au încorporat imediat Ministerul de Interne, tot noi aveam la echipă și tot ce am crezut și campionatul, aveam general de la armată. Da, atunci. Păi după Revoluție, imediat Ministerul de Interne s-a dus. Colonel Suceavă și cu încă colonel, nu știu, măcar, sau generalul Suceavă, da? Ăștia s-au dus și au luat banii pentru că vreau să desfințeze din ea, pentru lupul. Pentru lupul. Ei s-au dus. Ei s-au dus, colonei s-au dus. Ăștia s-au dus cu Ianul împreună și au renunțat la 2 milioane ca să le ia 200 în geantă. În sacoșe. Ce au putut să facă atunci. Păi asta și motivul care am plecat atunci. V-a supărat, v-a deranjat, 12 jucători mi-au vândut. Da. Și pe bani pentru că eu nu puteam semnez nimic, eu nu puteam să influențez, da. Eram antrenor. Da. Cei care au avut să facă așa. Unor jucători le-a convenit să plece și foarte bine apoi, dar spun că dacă mai stăteam un an cu echipa aia, da. Era tot spuneau și în Italia și în asta, era o echipă senzațională. Luați un trofeu, atunci, Nea Mircea European. Ajuns atunci în semifinală. Vă ce-ți aminte meciul cu Anderlecht? Da, luam, cu siguranță. Păi dacă nu era atunci Revoluția, cu meciul cu Anderlecht îl câștigam fără probleme. Dominat categorii, nu a fost. La meciul ăla UEFA, că nici nu vreau să ne bat. Cum se întâmplă acum cu echipele astea care sunt în război, da, în general, da, încearcă ce penalti să le scoată. Ce penalti încearcă la meciul cu Italia? Nu, da. Nu, și pe urmă, la calificare aia, cu același lucru cu Țara Galilor. Da. Deci, te scoate. Și pe aia au zis, ne scoate. Că am jucat cu Anderlecht, la Anderlecht erau 7 jucători olandezi, plus antrenor olandez, și ne-a dat brigada olandeză la meciul ăla. Când l-a dat pe Răducei afară și la 5 etape a fost suspendat. Că de-aia n-a mai putut să mai schimb. Pe urmă, fiind eu în Italia, vorbim cu Capello, și l-a luat, chiar dacă avea încă suspendare, asta, l-a luat Milano. Tot dumneavoastră ați vorbit? Pe cine să vorbească atunci? Să-l ajut. Și atunci cu Milan a scăpat de suspendare și, pe urmă, a putut să joace. Încercam să mă ocup de absolut toate lucrurile. Da. Eram atent la trebuie să fii atent în toate astea. Dar, vă spun, a fost o perioadă extraordinară. Întâi Craiova, deci întâi echipa Năzău, până Craiova. Probabil Craiova nu s-a reînnoit, dar s-au întărit foarte tare și Dinamo și Steaua. Și noi luăm jucători mai tineri, tip Lupu, Sabău și nu știu, foarte, foarte buni. Ei luăm jucători mai în vârstă, pentru că jucători tineri aveau și foarte buni. Și din competiția asta, din rivalitatea asta, au ieșit performanțele alea extraordinare, care demonstrează în continuare că jucătorii români au talent și că se pot face. Ne-au invadat foarte mulți jucători străini care vin pentru bani, pentru bani, stau 6 luni, și pleacă. Și fără sentimente, și fără grup, fără mercenari ieftini, practic. Da, nu sunt ei de vină. Cine îi aduce, Nea Mircea, nu? Îi aduce și asta. Nu, pentru că e mult mai ușor să ai, dacă ai niște bani, să cumperi unul de asta, decât să formezi un jucător 3-4 ani și să fii foarte atent cum crește, răbdare și nu. Singurul care a făcut lucrul ăsta a fost în continuare Hagi, dar el n-a avut posibilitatea să țină jucătorul. Financiară să continuă. Trebuie să-i vândă, da, trebuie să-i vândă, da, ca să poată să țină. Că dacă el ținea, de la început, nucleul ăla care a câștigat prima dată campionatul, îl ținea împreună, domina campionatul încă 5-6 ani, fără probleme. Da, îl vă vedeți. Cum să spun eu, sunt două maniere de a face o echipă. Cu bani și ține atât timp cât ai banii, da, și cu jucătorii care crești și asta ține, și ține foarte mult, pentru că te transmite de la unul la altul. Haide, vă gata, mulțumesc. Spuneți în scurt, are proiectul de la Rapid, vă place și credeți că va ajunge să câștige campionatul? Depinde de, da, cum au început să organizeze, având o infrastructură extraordinară, având un președinte, un patron foarte bun. Asta știu că toată problema suportelor să nu înceapă să facă ceea ce au făcut cu Copa. Să înțeleagă și să aibă răbdare, să aibă, nu? Răbdare, să înțeleagă, pentru că el face eforturi extraordinare. Își dorește foarte mult, nu atât pentru el, cât pentru copiii lui. Da. Își dorește enorm de mult, a câștigat bani, a făcut asta, își dorește să facă treabă. Stadion există, baza de pregătire există, acolo le mai lipsește să aibă, să facă un cantonament unde se poate să și o să o facă și asta. Deci are un avans față de toate celelalte echipe, din punctul ăsta de vedere.
De asta, de aceea, eu cred că poate zice. Sigur, pe mine mă doare Dinamo foarte tare la ce se întâmplă. Grea. Este foarte dificilă și văd că nu se grăbesc să facă stadionul. Dacă ar face stadionul, atunci ar veni Mircea Lumea. Noi nu ne putem permite să pierdem branduri internaționale atât de mari. Nu ne putem permite. Nu putem lăsa doar cu ea. Sigur. Stadionul va putea fi o bază pentru ceilalți. Și Rapid s-a întors din purgatoriu, să nu uităm. Și Rapidul s-a întors din purgatoriu. Din purgatoriu, da, a trecut asta, prin toate astea. Steaua a avut noroc cu Gigi Becali, că a investit foarte mult, dacă veneau alții care nu aveau potențialul ăsta, treceau și ei prin aceleași momente, ca și Rapid, ca și Dinamo în momentul de față. Până când se vor așeza lucrurile. Asta e. O să-l vedem. Formă, tot ce s-a întâmplat, iarăși au fost niște chestii în perioada 90, când se concentrau pe echipa națională, doar pe echipa națională, ca să ia banii care pe urmă, în loc să-i ducă la centrul de copii de asta, că au făcut Mogoșoaia și Maia Casa, asta cu ajutorul UEFA banii. Da. Dar ceilalți bani au... Nu, deci asta a fost o chestie incredibilă. De aceea, actual, eu sunt de partea lui Burleanu, din punctul ăsta de vedere, pentru vă că... Vă place Neamicea? Cum gestionează? Foarte. Eu am spus, eu am spus că el ar fi fost atunci, acum nu-l dau să... ar fi fost un foarte bun ministru al sportului. Foarte bun, da? E foarte bun organizator. Administrează bine lucrurile, controlează bine. Pentru fotbal, poate că ar fi trebuit ceva mai mult. O mai mare înțelegere. Da, ca om politic și ca manager, senzațional, nu? Da, se comportă, eu recunosc asta. Sigur, sunt convins că și Lupescu, dacă ar fi ajuns în poziția asta, la fel ar fi fost, pentru că o experiență internațională. Fotbalistică și fotbalistă. Da. E păcat că nu n-au putut să lucreze împreună. Eu aș vrea ca ei doi să lucreze împreună și să facă. Deci, atenția care au acordat-o în ultimul timp centrul de junior, copii și toate astea, a fost benefică. Și atragerea de foști fotbaliști lângă ei, nu? Cred că asta e un lucru important. E foarte important. Păi da, asta a fost inteligența, că a știut că are nevoie de oameni, din mediu, care să poată să și preia din multe din responsabilitățile lui. V-ați vedea, Nea Mircea, la federație? La federație să ajutați? Acum, acum văd ce se mai poate, doar ca să fiu în circuit. Pentru sănătate. Da, că nu, pentru să altceva nu mai am nevoie. Vreți să mai antrenați, Nea Mircea? Sau... Nu știu. Nu să vedem. E deschisă, rămâne deschisă, nu? Cert e că nu puteți trăi fără fotbal. Deocamdată vreau să văd cum e în afara fotbal, pentru că 50 și ceva de ani nu mai tot fotbal. Fotbal. Păi și cum fără întreruperi, fără nimic. Toate astea, mi-e greu. Mi-e foarte greu, da. Dar mergeți cu nepoțelul la antrenamente? N-am avut timp acum, am fost de vreo 3 ori. O să-l vedem la Rapid într-o bună zi? Nu știu, la Rapid, în altă parte, de ce trebuie neapărat la... La Brescia. Păi e la Rapid acum, de-aia vă întreb, că e junior la Rapid. Mai Răzvan a ținut să se antreneze acolo. Da. Da, nu junior, e copil. Copil. Tocmai se joacă deocamdată. Da. E foarte important și cu copiii ăștia aduși de la 6-7 ani, pentru că încep să socializeze, să disciplinează. Păi mă duc la antrenament și când văd că antrenorul le spune ceva și ei fac altceva, sar. Copiii trebuie să joace și să joace împreună. Să se îmbrățișeze când marchează un gol, să se certe când nu primesc câte un gol. E foarte important asta. Rămâne. Eu cred că una dintre cele mai importante direcții de educarea copilului este sportul. Sportul. Noi ne gândim numai la... Ne gândim și au cu bună dreptate la spitale, la astea. Te ocupi de sport, nu mai trebuie să construi spitale. Nu mai construi spitale. Deci, ocupă-te de sport. Ne-au dispărut atâtea terenuri de joacă, atâtea maidane, atâtea locuri. Plecam dimineața de acasă, ajungeam seara. Acum copiii stau acolo înghesuiți într-o camere cu ochii, laptop și cu tot și cu internetul și cu toate astea și se îmbolnăvesc. Se îmbolnăvesc pentru că n-au nicio...
Și atunci trebuie să găsit soluții alternative, scoși școlile, mai ales școlile trebuie să facă lucrurile astea. Ce campionate de școlare aveam noi pe vreme. Da. Eu am jucat prima dată într-o finală de campionat de copii. Păpitul, balea de ciment. Am jucat în deschidere la un meci la Steaua cu Dinamo, deschidere. Ce mândrie. Școala din apărătorii patriei cu o școală de pe lângă stadionul 23 august. Era o școală de astea, clase până la clasa 7. Da, da, 1-8. Și acolo, până la urmă, în echipa aia jucau vreo 2, care pe urmă eu mai târziu am jucat la școala sportivă 2. Deci ca din... Dar ce competiție, ce da. Se făceau înainte de meciuri, puneai pe dealatul așa două porți de alea și copiii, până începea meciul, copiii jucau între ei. Toată lumea entuziastă când vedea cum unul driblează, face o chestie. De acolo simțeai dragostea publicului. Începeai de plus că mai era o fată în clasă, un coleg care era... Noi, cum să spunem, trebuie să învățăm și de mă, pentru că putem să criticăm, putem să spunem ce, dar modul în care sistemul se ocupa de copii... Era bun. Era bun. Era, eu la școala sportivă de aia și de mâncare, mă dau și echipa mea. O ciocolată, o gentuță, un short, un tricou, te stimula ceva. Da, îți făcea plăcere că erai răsplătit pentru ceea ce făceai. Adică te simțeai important. Ai făcut ceva. Pentru că și în viață, toate zile, dacă nu simți recunoștință, n-ai nimic în toate astea. Orice om. Și, din păcate, natura umană este că unul care ar trebui să-ți fie recunoscător trece pe partea cealaltă a străzii. Să face că nu mai să dea ochi. Te face că nu te vede. Nu mai să nu dea ochi cu tine. Din păcate. Ați avut asta ține de educație. Vă mai trebuie un singur lucru. Haide, să nu mă ați avut un astfel de jucător? Au, stai. Gata. Nu mai. Ați avut vreun jucător care a uitat să vă salute? Nu știu. Nu cred. Nu. Ca a uitat, sigur, sunt mulți care uită, dar ca să nu mă respecte, nu cred. N-a existat. Neamicea, vă mulțumesc. A fost o plăcere și o onoare. Puțin, așa cum a stabilit, aproape o oră. Vă mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc. Mulțumim și sponsorilor Superbet și Aqua Carpatica. A fost domnul Mircea Lucescu. Îmi cer scuze pentru emoțiile inerente, dar alături de Neamircea, credeți-mă că este foarte greu. În reloare sau premiera 17:30, canalul de YouTube fanatic.ro, pagina de Facebook Horia Ivanovici. Mulțumim încă o dată sponsorilor. Multă sănătate, domnule Lucescu. Sărbători fericite, să vă bucurați de nepoți, de strănepoți. Dumneavoastră, vă mulțumesc frumos. Luciane, ne vedem săptămâna viitoare. Mergi și tu la conferința de presă. Până la următoarea ediție, marțea viitoare, nu uitați. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne-au văzut toți. Vă pup, zi bună să aveți, ne vedem și la premieră. Toate cele bune!